După ce data trecută l-am exilat pe Boto din regatul meu, astăzi am reușit să-i găsesc baza lui secretă din Ratopia și pe lângă chestia asta am găsit chiar și jurnalul lui secret, unde am aflat tot felul de chestii pe care le gândește și ce vrea să facă mai departe Boto. Așa că stați pe fază pentru că a fost un clip foarte interesant. Ok, fraților, deci suntem aici în regatul Burger și astăzi s-a întâmplat ceva destul de foarte interesant, aș putea spune. L-am chemat aici pe Mariusica la datorie, care s-a pus sub un copac pentru un motiv sau altul. Mariusica, ce faci sub copac? Vino cu acest, am nevoie de tine, ok? Mariusica, s-a întâmplat ceva pe serverul acesta, cât timp eu eram plecat și tu și toată lumea aparent, pentru că Boto ne-a luat chestii din regat, ok? Deci după ce l-am exilat, aparent Boto nu se potolește și mi-a lăsat o groază de semne. Nu mai avem fermă, nu mai avem nici fermă. Deci stați așa să vă arăt de fapt că îmi pun... de fapt nu trebuie să-mi pun aripile, uitați-vă și voi. Nu mai avem absolut niciun fel de mâncare. Bine că avem stocuri de mâncare, adică nu este asta ultima problemă, dar totuși nu mai avem fermă, nu mai am itemele mele. Mariusica, tu știi ce aveam aici la pat? Aveam două toteme și un măr enchantat. Ești nebun? Efectiv, două toteme și un măr enchantat. Am înțeles și după auzit semn. Luca, vreau împăcare, doar că trebuie să vorbim. Wow! Ok, deci direct Boto vrea să ne împăcăm după ce abia l-am exilat. Și el așa vrea să ne împăcăm, Mariusica, înțelegi? El a venit să-mi fure chestii. Că așa se face când te împaci cu cineva, te duci și furi din casă, cum ar veni. Ia vedeți aici, ți-am luat toate resursele din regat. Trebuie să ne vedem doar noi doi la ora 21, adică la 9 seara astăzi. Boto vrea să ne vedem la 9 seara. Ok, deci cred că chestia asta o să o facem pe live, fraților. Dacă e, o să vedem dacă o să ne vedem sau nu, dar astăzi la ora 9 seara o să fiu cel mai probabil live și o să vedem care este faza cu Boto. Dacă mergem sau nu la chestia asta, habar nu am, dar mi-a spus să ne vedem la ora 21:00 și dacă ne uităm aici, ne vedem la vechiul regat doar noi doi. Deci mi-a zis doar eu și cu el să ne vedem la ora 9 în seara asta, după ce mi-a furat chestii din regat. Luca, te iubesc, ia uși ce spune, dar trebuie să renunți la Cristina. Ok, pentru mine, apropo, să nu vii cu nimeni, decapotabilă Cristina. Ok, deci asta, cam asta s-a întâmplat și aici mai un semn care zice renunț la închisurile astea și mă întorc. Am înțeles. Deci aparent, fraților, Boto a făcut toate chestiile astea. Uitați-vă și voi, mi-a furat din fermă, mi-a furat itemele direct din casă. Deci bine că nu aveam cine știe ce, aveam chestiile alea valoroase aici deasupra și le-a furat. Dar în rest nu prea țineam eu cine știe ce chestii pe aici prin chesturile astea. Dar Mariusica, întrebarea mea pentru tine este... ce să facem odată să nu mai intre Boto vreodată aici? Deci în episodul de astăzi asta aș vrea să facem. Eu știu o bază, să știi că eu știu o bază secretă. Ce, ți-ai făcut bază secretă? Ce? Pe undeva? De la Boto? Cum e că de la Boto? Ți-a zis Boto de o bază secretă? I-am urmărit. Cum adică ei urmărit? Stai mă, ce se întâmplă? Ce tot zici acolo? Când eram invizibil ieri? Când ai fost tu invizibil ieri? Că nu mai înțeleg. Când a pus sign-urile... Stai un pic. Tu l-ai văzut pe Boto când a pus semnele astea? Eu eram cu el aici, da. Și te-a știut? Te-a văzut invizibil sau ceva? Nu? Bă, stai așa un pic. Deci tu ai văzut când a făcut toate semnele astea și toate astea și tu erai lângă el? Păi dacă i-am găsit baza secretă... What? Stai. Bă, ia-mă încet că eu nu mai înțeleg efectiv. Bun, deci el a pus sign-urile după ce a furat toată ferma și l-am urmărit până la baza secretă și am aflat baza. Vreți să mergem la ea? Bă, asta e genial, nu pot să cred, Mariusica, ești un geniu. Da, e Mariusica, mâna mea dreaptă și stângă și piciorul drept și toate chestiile astea. Da, Mariusica, e genial. Dacă chiar ai notat unde e baza lui secretă, mai știi să mă duci acolo, dacă știm să mergem acolo. Da, te-am mințit. Cum adică m-ai mințit? Mariusica, faci mișto de mine, da sau nu? Hai după mine. Oh my god. Deci Mariusica s-ar putea să fie un geniu. Mariusica, cred că este cel mai geniu. Hai să vedem. Deci dacă chiar găsim o bază nouă secretă, ar trebui să ne luăm și chestiile înapoi și ar trebui să fie bine rău de tot. Vezi că sunt după tine, Mariusica, dar nu te teleporta că după aia o să te pierd. Tot în față, e foarte departe baza asta secretă. Deci Boto aparent are o bază secretă, fraților. Ok, asta ar trebui să
fie destul de interesant, dar să avem grijă, Marius, că eu zic că, bă, nu știu, să mergem direct așa, nu trebuie să ne luăm oare o invizibilitate, o ceva, nu știu ce să zic, direct, nu-i pasă lui Marius, că am înțeles, hai să mergem să vedem care e faza. Bă, ce se întâmplă aici, Marius, că ce-s cu ăștia, un trilion de porci aici? Ok, gen, ce se întâmplă aici? Asta e baza secretă. Cred că faci mișto. Pe aici e intrarea, mă gândesc, în baza secretă. Doar nu, cum adică atât? Cum adică, bă, da, pe aici. Pe unde? Prin porci ăștia. Pe aici, într-un porc. Hai după mine, cum adică într-un. Bă, Marius, că eu iau un porc de ăsta acasă. Nu știu de tine, bro, au făcut ai mei. Mă, stai, ce? Mariusica, uite, vino cu acel la mine, repede. Mariusica, tu vezi asta? Ce se întâmplă cu porcii ăștia? Mamă, ce tare, poți să faci chestia asta? Poți să iau pe sus? A, nu poți să iau pe toți pe sus. Ok. Bun, ce se întâmplă aici, Mariusica? Explică-te cu porcii ăștia, care este faza. Deci, pe unde e? Aci? Ia, hai să vedem, că Mariusica, ia! Hopa! Ia! Ba, nu pot să cred. Deci eu, Mariusica, dacă aici se află o bază secretă, eu nu mai zic nimic. Prank nu e nimic. Cum adică, mă, prank nu e nimic? Ia! Opa, Mariusica, e ceva, sparge ăla. Ok, e sau nu o bază secretă aici? Uită-te în ochii mei și spunem. Este baza secretă a lui Boto aici? 3, 2, 1. Bă, nu te cred. Bă, dar dacă e cineva acasă, Mariusica, dacă e cineva acasă, eu zic să stai cu sabia. Nu e nimeni? Crezi tu că nu e nimeni? A, de fapt, stai, că dau cu ăla. Ia. Opa, stai că e cineva. Stai. Sau? Ce-s astea? Nu-i mă nimeni. Sunt armor stand-uri, cred că. Ok, vină cu după mine. Ok, stai așa să... Oh, mamă. Da, mă, e armor stand și ăsta tot armor stand e. Ok. Ok. Ce se întâmplă? Ah! Ok, ups. Da, cred că am stricat ceva pe aici. Ok. Oh my god. Și ăsta, da. Deci sunt doar armuri stand-uri, gata. Bro, chiar suntem în baza lor, nu pot să cred. Mariusica, ce se întâmplă? Uite-te, bro, uite. Ia, vedeți aici, camera de depozitare. Asta ești nebun, iau, te depozit frumos așa, uite câte chestii au pe aici. Ce scrie aici? Camera lui Boto, bro. Deci eu vreau să-mi găsesc chestiile. Nu mă interesează, vreau să văd dacă îmi găsesc merele mele, mărul meu de fapt încântat și totemele, asta mă interesează pe mine. Uitați-vă și voi, blocuri. Deci până acum nu pare cine știe ce bază. Bă, armura asta era la mine acasă. Asta cu protection 4. Asta de diamond cu protection 4 nefolosită era la mine acasă. Era pe un armor stand din ăsta. Bro, nu pot să cred așa ceva. Bă, mi-au furat... Mamă, tu vezi și aici? Bro, deci au furat o groază de chestii din chestiile noastre, că n-aveau cum să și le facă ei înapoi atât de repede. Uite, tot temele mele! Am găsit tot temele, bro! Am găsit tot temele mele! Două alea furate, trei au... Mamă, și au și de-astea așa. Bro, bă, păi și ce facem? Furăm tot sau? Păi asta voiam să spun și eu acum, bă. Nu știu ce să zic, Mariusica, dacă ar fi bine să luăm totul sau nu, pentru că... Ok, fii atent. Pe de o parte, nu aș vrea să le las chestiile puternice, dar dacă stai să te gândești, dacă noi furăm acum, e clar că ei o să știe că noi știm de baza lor, știi ce zic? Și nu știu dacă să furăm acum sau nu. Oricum, eu o să-mi notez aici pe hartă. Neapărat trebuie să notez aici. Stai așa, create waypoint, bază secretă, Boto. Ok, bază secretă, Boto. Și punem aici cu așa, frumos, bun. Și am notat aici pe hartă, baza asta secretă. Hai să lăsăm așa momentan. Hai să lăsăm așa, să nu luăm toate chestiile de le vedem. Dar, sincer, eu zic că aș lua sincer totemele astea înapoi și dacă le punem așa, uite, nu o să-și dea seama niciodată, știi ce zic? Că uite, punem așa și nu o să-și dea seama, uite, bagă-le pe dreapta, știi ce zic? Adică fură și tu, dar fură cât să nu-și dea seama. Uite niște de-astea de invizibilitate, probabil tot de la noi. Gata, am mai luat și niște de-astea. Ok, hai să avem grijă totuși, adică fură doar ce ți se pare chiar util și fără să se prindă cum ar veni. Deci, frate, eu nu pot să cred, Mariusica, ești cel mai șmecher. Deci, nu, mă, ce e asta, un WC-ul? Ce se întâmplă? Ok, deci, Mariusica, nu știu ce să zic, ziceți respect toată lumea în comentarii. Ia uite-l pe Mariusica, abia te lăudam și eu, Mariusica, ce faci mai exact? Spuneți cu toții respect în comentarii, pentru că Mariusica chiar i-a urmărit invizibil. Bă, deci, Mariusica, tu chiar...
chiar ești curajos, ești nebun, te duci așa invizibil după ei și ai ținut în minte unde e baza asta. Bro, deci acum avem, bă, deci acum avem informații foarte importante. Boto nu trebuie să știe că eu știu de baza asta în primul și primul rând. Dar eu zic să lăsăm itemele momentan aici, să nu luăm mare chestie. Am luat astea înapoi. Dar chiar sunt curios și, păi și mă, uite mă, și mărul meu, ești nebun, are 4 dase încentate. Ia că am tras două pe dreapta. O să cred oricum că le-a luat gen, nu știu, că o să, sigur e cu Alex. Și o să creadă că Alex l-a luat sau Alex o să creadă că l-a luat Boto, nu o să-și dea seama că am venit noi aici să luăm câteva chestii cum ar veni. Oricum aveam doar aia de invizibilitate pe mine și dacă mă vedeau nu pierdeam nimic. Ah, ok, 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 bă, deci chiar ai fost 1000 IQ, mare zică, la faza asta. Ia să vedem, și mai e ceva pe aici secret? Am fost 1000 IQ, pă bune, chiar ai fost 1000 IQ. Sunt curios dacă mai avem ceva secret pe aici, prin furnal, prin astea, nici nu știu dacă avem ce să mai luăm pe aici. Uite, camera lui Boto e aici, dar văd că Alex nu prea e în peisaj, dar sigur îl ajută și Alex pe el, 100% gen, bă, da, Marisica, stai așa că mă uit și eu acum, vezi și tu, dar să nu e mare chestie, ți-am spus să nu se prindă cât se prinde, intra ci, ia ce e aici, ce niște semințe și un diamond ăsta și așa, ce, sparge cartea, ce, de unde a apărut asta, asta ai luat-o tu, ai luat-o din ce sau ce e asta, ce e asta, ia, bă, jurnalul lui Boto, Marisica, jurnalul, bă, unde l-ai găsit? L-ai găsit aici în chestul ăsta? Bro, jurnalul lui Boto, fraților? Ok, ok, jurnalul lui Boto, ești nebun? Bă, Marisica, a venit momentul, deci dacă în jurnalul ăsta chiar scrie chestii, trebuie să vedem ce se află în capul lui Boto și motivul pentru care m-a trădat de atâtea ori. Eu chiar sunt prea curios, efectiv. Hai să stăm eu un loc. Fraților, deci am pus mâna pe jurnalul lui, efectiv, aici. Bă, lasă-o încolo de treabă. Ok, Marisica, ești pregătit să aflăm toate secretele lui Boto? Hai, mă, să vedem. Deci, pe bune, chiar sper să zică în jurnalul ăsta, dacă chiar e pe bune, vreau și eu să știu de ce m-a trădat de 100 de milioane de trilioane de ore, ok? Chiar sunt mega curios. Hai să vedem. Bun, ia, ia, fii atent aici, fii atent că scrie. Stai să-mi iau vocea de Boto. Bun, deci, dragă jurnalule, este prima zi în care nu mai stau în regatul Burger. Nu o să mint, mă simt destul de singuratic și nu știu dacă am făcut alegerea bună. Bă, ești nebun, deci, ok, ok. Ia, dragă jurnalule, astăzi am mâncat un sandwich foarte bun. Chiar ar trebui să mănânc sandwich-uri mai des. Sunt și foarte ușor de făcut. Ok, dragă jurnalule, Alex începe să devină destul de dubios. E obsedat în a căuta magie și putere toată ziua. Parcă e robot, nici nu zici că e om. Mi-e dor de Luca și de regatul Burger. Wow, ok. Luca, vino să mă iei înapoi că m-am plictisit rău aici. Aș putea să o accept și pe Cristina, doar să mă întorc. Nu aș mai face rău nimănui din regat, mă simt așa de singur. Ok. Dragă jurnalule, sunt așa de trist. Wow, ajutor! Nu știu cum să îndrept tot ce am făcut. Am înțeles, aici la final n-am mai înțeles nici ce se întâmplă în viața lui. Deci asta este tot, ești de bun? Bă, deci ce se întâmplă aici? Deci, ok, deci am aflat din jurnalul lui Boto că cumva se simte singuratic, deși a făcut alegerea asta. Deci, uite, deci tu a zis că aș putea să o accept și pe Cristina, doar să mă întorc, nu aș mai face rău nimănui din regat, mă simt așa de singur. Wow, ok. Bă, ce chestie. Vino să mă iei înapoi că m-am plictisit rău de tot, auzi ce zice. Bro, deci chiar, deci aparent Boto nu este atât de fericit, se pare. Dar totuși, în continuare, nu explică de ce a făcut toate chestiile astea și de ce mereu a fost un trădător, bă, frate. Deci asta nu înțeleg eu. Deci nici măcar aici nu scrie absolut nimic. Și uite, zicea de la început că nu știu sigur dacă am făcut alegerea bună și pare să fie din ce în ce mai trist. Pagina asta cu sandwich-urile, nu știu exact ce a vrut să zic autorul. Cred că îi plac sandwich-urile sau ceva de genul. Și aici deja zicea că Alex e dubios și obsedat de magie. Deci, bă, și eu am observat asta. Ai observat că Alex de când a venit nu prea vorbește absolut deloc și e doar cu magie și cu chestii de-astea. Deci cred că cam regretă cu cine s-a aliat, sincer. Așa, da. Și după zice că s-a plictisit, nu știu ce. Zice că este foarte, foarte trist. Ajutor, nu știu cum să îndrept tot ce am făcut. Deci cumva a făcut toate chestiile astea și acum ci că nu știe cum să îndrepte. Bă, știi care e faza?
sună de parcă minte, adică nu știu, nu prea sună pe bune, că știm cu toți că l-am mai crezut eu pe Boto și mi-am luat țeapă, dar asta este în jurnalul lui și în teorie el n-avea de unde să știe că noi o să ajungem vreodată aici, corect? Așa că, bă, nu știu, hai să-i punem jurnalul înapoi totuși, unde, habar n-am, nu știu, dar, bă, efectiv, nu știu ce să zic, fraților, deci chiar sunt foarte curios să-mi spuneți în comentarii părerea voastră dacă voi credeți că Boto, pe bune, chiar îi pare rău, adică, serios, nu știu, e foarte ciudată situația, Mariusică, cât despre restul de ăsta, nu știu dacă ar trebui să mai luăm chestii pe aici sau așa, adică, da, au niște magii, au niște toteme, hai înapoi, regat, dar trebuie să ne întoarcem în regat până nu vine cineva, presupun. Mai știi pe unde era intrarea? Ce? Ok, e pe aici. Ok, ar trebui să astupăm, cred că în primul rând. Bun, stai așa, să ieșim afară. Ok, deci, aparent, în baza asta chiar am aflat niște informații destul de importante, presupun. Ai astupat-o, Mariusica? Ok, hai să ne întoarcem înapoi în regat și vorbim mai multe acolo. Ok, deci am aflat de baza secretă a lui Boto. Am aflat că aparent vrea să ne întâlnim în seara asta și mi-a spus că a venit să-mi ia toate resursele. Eu nu înțeleg, pă, în jurnalul... Deci, Boto, eu am ajuns la concluzia că Boto este un om foarte ciudat. Pe de o parte, fiecare dată mi-a zis că, bă, eu eram cel mai bun prieten, că vrea să ne împăcăm, să fie pace, să nu știu ce, și după aia mă omoară, face tot felul de-astea, se aliază cu trădători, vrea să fie trădător. Bă, eu nu înțeleg, fraților, ce vrea Boto de la mine, pe bune, deci chiar vreau să spuneți în comentarii serios părerea voastră, că eu nu mai înțeleg nimic, bă, nimic, dar nimic, nimic nu mai înțeleg. Și, efectiv, cred că o să fac o chestie. Și bă, Mariusica, fii atent, hai să facem un plan, vină încoace, vină încoace. Eu zic să facem așa, hai să stabilim un plan. Diseară, la ora 9, când zice el să ne vedem, să fii și tu cu mine, ce zici? Ca să nu mă duc singur, pentru că cine știe ce poate să facă sau chestii de genul. Și să încercăm diseară pe live, deci să facem un live diseară, la ora 9, deci trebuie să ne vedem doar noi doi, zice. Da, mamă, mi-e frică să n-aibă din aia să te vadă invizibil. Nu știu, o să mă gândesc, mă, Mariusica, dacă să vii și tu sau nu. Dar mi-e frică să... Nu să aibă, nu o să aibă. Nu știu ce să zic, dar mi-e frică că... Habar n-am, poate vine cu Alex invizibil, știi? Adică și eu ar trebui să verific dacă are sau nu pe cineva după el. Stau puțin mai departe. Da, ai putea face chestia asta, să vii și să stai mai ascuns și cu invizibilitate, dar mai departe. Și zici tu pe chat dacă e... Da, și vorbim pe chat-ul ăsta de la echipă, fără să vadă el, dar cred că din seara, fraților, adică cel mai probabil fix în seara asta o să facem live, așa că intrați neapărat pe live la ora 8 și ceva, cred că o să-i dăm drumul, 8 și ceva, și o să facem chestia asta la ora 9, să ne vedem cu Boto, presupun. Da, deci el mi-a luat toate resursele din regat, dar vrea să ne împăcăm cumva, adică uite, scrie și aici că vrea împăcare, Luca vrea împăcare, doar trebuie să vorbim, el vrea împăcare, dar mi-a luat toate chestiile, bine, nu mi-a luat toate chestiile, dar mi-a luat niște chestii importante, să ne vedem doar noi doi la ora 9, stai așa să mai examinez un pic, deci ne vedem la vechiul regat, deci care, ăla primul, bă, Mariusica, ce face aici, te întreb și eu, de ce, ok, deci ce înseamnă primul regat, Mariusica, explică-mi și mie chestia asta, ce înseamnă primul regat, ăla, gen, ăla de l-am făcut noi și după aia l-am abandonat, gen, de l-am făcut primul, aha, deci, la ăla, zice el, dar au rămas numai ruine din regatul ăla, gen, nu știu ce să zic, și aici mi-a zis că mă iubește, practic, dar trebuie să renunț la Cristina, pentru el, apropo, să nu vii cu nimeni. Da, deci nu știu, spuneți-mi în comentarii ce ziceți să facem, dacă să-l aduc sau nu pe Mariusica cu mine în această expediție. Și nu uitați să intrați pe live ca să vedem împreună diseară ce se întâmplă, pentru că mi-e frică să mă duc de unul singur. Trebuie să fac live alături de voi, fraților, și o să facem și clip din live-ul ăla, cel mai probabil, ca să vedeți și care nu apucați să intrați pe live, oricum o să fie și clip. Așa că, da, bă, ce scrie aici? Ce scrie Maci? Luke e un rege noob și strict. Mariusica, pleacă de pe insula mea, hai, pleacă că deja ai făcut destule pentru clipul de astăzi, mulțumim, pleacă mă, vrei să te bagi pe tine, du-te mă de-ai, du-te, du-te-i. Da, fraților, ne vedem diseară pe live să vedem ce o să facem în continuare.